Ciofan 70. De acum stăm cu buletinul în mână și ne uităm la data la care ne-am născut. Dar să știi că inima rămâne tânără și tot te gândești la pescuit, la petreceri, la întâlniri cu prietenii. Nu știu dacă moștenesc foarte multe, dar făcând meseria tehnician dentar, stau și eu cu pensonul în mână, cred că 2-3 ore pe zi. Deci acolo să zicem că mi-au lăsat ceva. Sunt calm, îmi place să pescuiesc, sunt foarte optimist și atunci bucuros că Zora e energică și electrică și mai mult de atât nu puteam primi. Cum l-ai felicitat azi dimineață? Ce ai zis? Ei, cu hasmuzi de alinoase de pescuit, cu fire, cu cârlige, cu twisteri. Asta e la noi. El face 70 de ani în aprilie și eu 70 în august. De câți ani sunteți împreună? De la 16 ani. Că au fost momente frumoase, foarte frumoase și multe. Ăștia sunt părinții lui. A ținut foarte, foarte mult la mama lui. Cu cine seamănă? Cu mama sau cu tata? Eu zic cu mama. Asta e mama și tatăl lui. Asta este bunica lui, Catinca, pe care o iubit-o foarte tare. Și bunica l-a iubit pe el. Iar aici este el, elev, pionier. Cred că aveam vreo 6 ani când m-a luat taică-mă la pescuit, la un râmnic. Erau niște băltoaci pe acolo prin sat. Și cu ață de papiotă, cu boldu, îndoit, acolo frumos, vărguță de alun, și prindeam cărășei și porcușori. Maica mea, când mă vedea cu ei, spunea, ei prins, ți-i curăț și ți-i prăjești singur. Eu am treabă. Și așa am fost blestemat să o fac toată viața mea. Să-i prind, să-i curăț, să-i prăjesc. Acolo, la școala din Gârcean, s-a învățat cum s-a învățat și a intrat între cei de la negruții, copiii de pregătiți bine și, na, asta e, dar s-a descurcat. Asta e tot de la perioada cu negruții. Da, eu... A, ce băiețel era. Da, era. Era mândră așa cu băiatul ei, pictor. Nu prea știa ce e cu arta, m-a mai auzea pe la radio. Sau îi spuneau alții că, vezi că a vorbit feciorul tău la radio Iași, cum era pe atunci. S-a ferit totdeauna să-mi dea, știu, sfaturi sau să hotărească în numele meu. Am avut o libertate, aș spune, deplină vis-a-vis de ceea ce fac. Și de aici știu o anumită responsabilitate și față de oameni și față de părinți, pentru că o iubeam foarte mult, mai ales că am rămas singur, crescut de ea dintr-o pensie de CAP, vă imaginați. Domnul Tofan, venind din lumea gârcenilor din județul Vaslui, am fost colegi la liceul internat Costache Negruții, dânsu cu un an mai înainte. Și am avut bucuria ca după ani și ani, în Iașul nostru drag, să-l întâlnesc
și să folosesc un termen așa, să ne agreem. Această lucrare îmi trezește așa o stare emoțională și mă simt foarte bine. În momentul când te uiți, te îndrăgostești de uitat de lucrare. Uiți să mai pleci din fața ei. O lucrare făcută la o vârstă frumoasă de 70 de ani, cred că este o împlinire și nu întâmplător și alți critici, dar ziceam că el este un șlefuitor de suflete. Și acest lucru este de a te face mai bun. Odată intrând în lumea domnului Tofan, nu mai poți ieși. Important este că oamenii care i-am întâlnit caută să se ridice la înălțimea dânsului, să reziste și să facă față exigențelor pe care dânsul le are. Dacă ar fi să-i reproșați ceva, pentru că prietenii la moment de sinceritate își spun și lucrurile neplăcute, ce i-ați reproșa? Cred că este prea pasionat de pescuit. De fiecare dată îl întâlneam și avea de făcut, punând în balanță, ce să stau cu prietenii sau la pescuit, și simt că este foarte greu să iau o decizie. Până unde duce pasiunea? Este un mare pescar și toți cei din jur, din preasla lui, toți vin cu mare plăcere să le împărtășească despre poveștile pe care le... Este și un mare bucătar. Din ceea ce face din preparatele, știe să dăruiască. Nu numai, prin tot ceea ce face, îl simți că se bucură în momentul când dăruiește ceva celor din jur. Am făcut și specialități, și cârnați din pește, și pește afumat, pastramă. Nu mai zic, marinată crudă, marinată prăjită. La capitolul pește sunt specialist. O să vă arăt cum era când l-am cunoscut eu. Eu învățam la Ibrăileanu, el la Negruții, ne mai plimbam prin Copou și ne-am întâlnit într-o zi în Copou. De atunci am rămas împreună. Era frumșel, în primul rând. Pe urmă i-am descoperit calitățile, care multe. Când am plecat la navetă spre Vlădeni, am ales Vlădeniul pentru că știam că acolo sunt lacuri. Erau niște lacuri bune pe la Alexandru cel Bun, pe la Vlădeni, pe la Larga, toate le încercam. Dar era așa de mult pește că și n-aveai cum să-l transporti. Nu erau pungi de plastic, puneam peștea pentru un rucsac care curgeau pe șâra spinării. Mi-aduc aminte că era deja un grup format de profesori, de medici care circulau împreună, mergeau împreună și am închegat o prietenie care, iată, da, a trecut peste ani și a rămas tot la fel de puternică și tot la fel de trainică. Avem atâtea amintiri împreună încât aproape că nu le mai țin minte. Începând de la glumele obișnuite care se fac între colegi, între prieteni, până la partide de pescuit, unde el era un profesor, un mare profesor, așa cum este profesor universitar. Și am reușit să avem clipe petrecute foarte frumos împreună. Îmi place roșul lui, este un roșu aprins, un roșu expresiv. Face bine retinei mele, probabil, acest roșu. Eu fiind chirurg de profesie, vă dați seama că văd mult roșu în fața ochilor
în fiecare zi. Și este un tablou care îl exprimă pe el foarte bine. Aproape jumătate din colecția mea cu Tofan este o colecție cu măcar puțin roșu în tablouri. Sunt persoane care vin la mine la cabinet, am pictura lui pe perete și multă lume vine. Ăsta e Tofan, da? Deci pentru mine asta da, e un prieten de-al meu. Cred că acasă am picturi cam din toate, eu știu, etapele evoluției lui. Sunt un admirator al lui, îmi place și ca om și atunci omul exprimă arta care o face. Automat îmi place și ceea ce pictează. Am rămas prieteni adevărați. Nu cred că m-a înșelat vreodată în tot ceea ce a făcut el. Multe, multe amintiri. Nu mai zic pe la Pârcovaci. În fiecare an, deci 9 ani la rând, am făcut tabere de pionieri. Și acolo, în fiecare zi pescuiam, dimineață de la 5 până la 8 și jumătate. Și după amiaza, de la 5 până la 9 seara sau 10. În general, mergeam cu copiii prietenilor. Erau și riscuri mari. Trebuia să ai grijă de ei, dar de obicei mergeam cu milițianul după mine, milițianul fiind nevastă mea, care era atentă și vigilentă și cu copiii și cu mine. Cel mai tare a fost că am prins un crab de vreo 20 de kilograme. Și seara am făcut foc de tabără, a doua zi trebuia să plecăm acasă. Aduceam artiști care cântau la chitară, era Gabi Gheorghiu, parcă era Prisley, pletos cu chitară. Și după focul de tabără s-a prelungit până dimineața aproape. Ne-au rugat copiii să mai rămânem o seară, să mai facem un foc de tabără. Și atunci prinsesem peștele la mare și l-am porționat. Cred că una din cele mai vii amintiri pe care le am din copilărie, nu multe au mai rămas atât de puternice, una legată de o tabără pe care o făcea Palatul Copiilor la Pârcovaci, lângă Hârlău. Era o tabără, cum erau toate taberele comuniste, niște căsuțe dărăpânate, unde profesorii care erau la cercul de pictură de la Palatul Copiilor, unde era Constantin Tofan și Traian Mocanu, luau toți copiii, îi duceau timp de 10-14 zile să stea în natură, să pescuiască, să facă tot felul de activități. Și țin minte că într-un an ne doream atât de mult să mai rămânem în tabără, încât adulții s-au rugat de organizatori să ne mai lasă vreo 3-4 zile, dar nu au mai avut mâncare. S-a terminat absolut tot, mai era un singur borcan de gem pe care îl întindea Rodi pe câte o felie de pâine și ne-am simțit așa ca sălbaticii din povești, eram toți niște Robinson Crusoe, mai ales când s-au dus adulții la pescuit. Cred că 3 zile am trăit numai din ce se prindea în barajul de la Pârcovaci și știu că era așa o atmosferă de gașcă unită. Tot timpul se întâmpla să fie așa o iubire din partea adulților și îl țin minte pe Tofan că era cel care venea lângă copii și le spunea tot timpul un banc, o poveste. Nu exista zi în care să nu se întâmple să ne facă să râdem. Știa să facă atmosfera de petrecere, dar tot timpul așa echilibrată. Cred că așa e și el ca om. Îți dă drumul, îți lasă liberă lesa, dar la un moment dat simți că totuși nu poți depăși
limitele. Mie îmi plac în general lucrurile care apar atipice în colecția unui artist. Există acea colecție pe care o au toți, cu care se recunosc cărțile de vizită, e copacul sau câmpul de maci. Dar îmi plac foarte mult portretele și mai ales nudurile. Sunt desene care nu sunt făcute pentru a fi expuse, nu sunt făcute pentru a fi neapărat cumpărate. Sunt acele exerciții intime de atelier. Nu spun că întreaga creație face parte tot dintr-un exercițiu intim, dar mie îmi plac formele care ies din tipar și cu care poți să-l identifici pe artist într-o perioadă anume de timp, adică anii 80, să spunem. Dacă te uiți comparativ la ce se întâmplă în peisajul Tofan din 80 până încoace, vezi o rafinare, o decantare cromatică, dar dacă te uiți pe portret, îți dai seama că există o adâncime psihologică care crește odată cu vârsta, cu înțelepciunea, cu tot ceea ce înseamnă el la 70 de ani. Când am analizat mai mult sufletește, am intrat mai mult în, știu, în lumea asta a mea, pe care de multe ori uităm să o înțelegem și chiar de multe ori ne ferim de ea. Așa că am avut timp mai mult pentru mine. Și de multe ori chiar eram fericit că mă autodepășeam. Erau momente când porneam cu frică, cu spaime, cum pățesc artiștii în fața unei pânze albe, și apoi constatam la sfârșitul unei zile că am reușit să am două, trei lucrări finalizate. Artist al contextului, e actual, e un artist care știe să-și creeze legăturile, știe să rămână prieten, știe să fie bun, dar și cel care știe să tragă linia la urma urmei. Există liderul Tofan, care a fost președintele OAPE, profesorul Tofan, cel care cred că a crescut generații întregi și le-a format pentru a deveni, a deveni artiști profesioniști. Este cel cu care stai la masă, cu care poți glumi și de la care mai afli câte un banc piperat. E prietenul pe care îl suni când ai nevoie și îți oferă ceea ce poate să-ți ofere. Și prieten cu acea încărcătură pe care o are o legătură, pe care o duce o viață și nu cea conjuncturală. E prietenul pe care, cu care dacă nu vorbești 10 ani, tot în acel punct ai rămas. Și legat de prietenia pe care o avea cu tata, ei prin anii 80, când au început să fie date atelierele de pe Lăpușnea, nu au nimerit împreună și au trebuit să și coabiteze. Prin coabitare cred că ajung și prieten cu cel cu care împart spațiu, mai ales că erau două firi destul de diferite, pe cât de extrovert este Tofan, pe atât de introvert era tata, și ei făceau schimb de roluri. Și știu că făceau o gașcă atât de bună încât toți cei care erau la atelier veneau la băut și la mâncat. Dacă cineva va povesti din generația lor, că eu nu-mi permit, să explice cum se petrecea pe atunci, discuțiile care au avut loc, că foarte multe texte care erau scrise de Radu Negru, de exemplu, în perioadă, luau nașteri la o petrecere, să-i zbunem, cu artiștii. Și ce e interesant, că uite, dacă nu erau ei în acea generație a anilor 80, cred că foarte multe lucruri care s-au întâmplat în Iași după 90 și chiar acum, perpetuate din an în an, chiar dacă acum au așa un iz de suiet, nu s-ar fi putut face. Uite, Atelier 35, te gândești că în anii 80 aveau 35 de ani, avea 35 de ani Tofan, făcea parte din acea generație magnifică, care cred că la un moment dat, dacă se mai scriu cărți de istorie artei, care scuprind chiar contemporaneitatea, va fi acolo alături de toți prietenii lui de generație, au fost cei care au pus bazele, adică nimic din ce există astăzi ca întreg al UAP, universitate, toți cei la care ne uităm cu respect, nu ar fi fost dacă nu era generația aceasta 80-istă din care el face parte. Asta
el în tinerețe. Și aici mai are una cu Mocanu, erau, parcă erau... Parcă s-a dintr-un film rusesc în el, așa cu... Da, dar ăsta parcă e mai degrabă din filmul rusesc. Imaginea aia. Nu? Da. A stat în atelier ani de zile. Noi am fost prieteni cu tanța Mocanu când era căsătorită cu Traian și copiii erau copii mici. Am fost prieteni în tinerețe. Acolo sunt profesorii lui Bartoș și al lui Tofan, profesorii de la, dar nu se vede foarte bine, profesorii de la facultate care, din păcate, nu mai sunt. Dar ce înseamnă prieteniile între pictori? Să aibă stiluri diferite, să nu fie invidios unul pe celălalt. Și atunci prietenia sunt toate condițiile ca să fie prietenie adevărată. Și să înțeleagă în idei, bineînțeles. Există o aură, fiecare dintre noi are un ceva aparte. Ții minte că el avea atelierul cu Traian Mocanu. Și erau doi grași înalți, bărbați bine, și totuși încăpeau într-o cămăruță unde făceau primele lucrări, unde visau primele lucrări din atelier. Ne plimbam dintr-un atelier în altul să vedem ce face, ce gândește și cum abordează problemele vieții cumva. Plus, ne mai, cum să spun, desfătam în discuții aprofundate lângă o sticlă de vin și atunci complexele dispăreau și chiar dacă erau anumite diferențe de vârstă sau de altă natură, acestea se dizolvau și era să realiza o legătură spirituală firească. Eu sunt pionierul clădirii. Sunt primul care am intrat în clădirea de pe Lăpușneană. Și atelierul unde este acum, Titi, era atelierul meu. Acolo am ocupat prima dată locul, dar după aia m-am mutat, fiindcă, deși nu era lumină pe vremea aia, nu aveam nici apă, nici lumină, aveam lumânări, dar se vedea până la cupola că e lumină. Și atunci toată lumea venea sus. Și iată, aici este viața mea și o sumedenie de lucrări făcute în timp. În ultimii, poate, sunt lucrări și de 30 de ani în atelier. De asemenea, sunt înconjurat de lucruri care îmi plac, lucruri de care mi-aduc aminte cu drag și care, efectiv, de multe ori mă inspiră. Sunt prieteni care mă înconjoară și creăm împreună un mediu propice artelor. După 90, mai, după 2000 mai exact, s-a schimbat componența atelierelor, mă refer la vârstă. Câțiva colegi mai în vârstă au plecat dincolo, dar au venit foarte mulți tineri. Și acum m-am trezit și eu ca să caut un coechipier de generația mea. Și nu mai avem decât foarte puțin, adică Gonțaruc, Tofan și cam aici s-a terminat. Domnul Tofan e centrul clădirii. Și chiar așa este. E în drum și când vin la atelier prima dată intru la el să-l salut și să văd care sunt noutățile. Ca să glumesc, folosesc o metaforă, la el și florile înfloresc mai frumos, mai vioi. Pentru că el este o garanție când e într-o colectivitate să există un ascendent pozitiv. Eu spune, totul pornește la el de la pescuit, de la iubirea naturii. E un pictor ecologist cumva, că la el natura e prezentă toate lucrurile și nu e o natură oarecare, ci e o natură prelucrată, simțită. Thank you.
Păi toți cu lacuri, cu astea, sunt inspirate de pe la Stânca. Dar nu pot spun că am pictat un loc anume. Eu îmi încărcam bateriile la pescuit și când veneam la atelier, făceam o nouă compoziție sau un nou peisaj din aducerea aminte, să spunem. Asta încă din 87, vă dați seama, am 35 de ani de acum. De când pescuiesc și pentru mine a fost ca o navetă. Dacă dincolo la școală mă duceam în timpul săptămânii, aici mergeam de vineri, sâmbătă și duminică ne întorceam. Eu și cu Bârleanu am avut tot timpul camera noastră unde dormeam. Ani de zile au fost împreună. La vernisaje, la pescuit, până sau mai unul prindea mai mult, unul mai puțin și nu mai nu mai funcționa. Despre concurența între picturi? Da, da, da. Aici la Stânca Costești, cred că a fost și noi la filmarea asta. Și acolo am făcut tabere multe, masa era tot timpul întinsă în spatele vilei, era acolo veselie mare. Domnul director foarte primitor, iubitor de artă și de artiști. Vreau să vă spun că aici la Stânca au fost vreo 4 ediții. Și veneau artiști foarte importanți din țară. Adevărul că era minunat. Pe malul apii, noaptea mai ales, nu vezi nicăieri milioane de stele cum sunt aici. Asta e el. Și acolo mergeau doar picturii pescari sau mergeau și din ceilalți? Puțin, care nu erau pescari, veneau acolo. Au fost și Felix și Manuel și... Generația lui Felix Aftenie sunt mulți buni. Și el, și Purcaru, și Cristi Diaconescu, și... Mulți, mulți, din aștia mai tineri și tot apar. Păi, prima dată am auzit de Constantin Tofan, fiind elev la liceu de artă. Locuiam la unchiul meu, Michi Zaim, care stătea pe strada Petru Rare și avea o colecție, cred că de vreo 200 de lucrări. Și multe dintre ele erau a lui Constantin Tofan, asta încă prin anii 80. Așa încât îi cunosc pictura încă de la început, dacă e să spun așa. Din care dau citate și astăzi în unele lucrări, când, nu știu, am avut vreo două proiecte, unul s-a numit Măști, unul acum la care lucrez și în care citez așa cumva câteva elemente din opera lui Constantin Tofan, mai exact legat de peisaj, de copaci, de... E un proiect la care încă lucrez. Pentru mine este extrem de importantă prietenia cu Constantin Tofan. A fost așa în Uniunea Artiștilor Plastici un fel de tată pentru mine. Nu întâmplător mi-a dat cumva frâile Uniunii. Eu fiind atunci, cred că aveam 35 de ani. Cred că eram cel mai tânăr președinte din țară, dar datorită lui, cred că am ajuns să fiu cel mai tânăr președinte de Uniune din țară, pentru că a avut încredere în mine. Primele tabere de creație cu el le-am făcut. A fi artist de tabără e mare lucru și organizez astăzi tabere, știu cum e. Am fost luat în tabără de la început de ei prima dată, de grupul lor de artiști, în anii 90 și... Mă așteptam să mă ia și să mă pună la treabă. Hai, nu lucră nimic. Totul era foarte relaxat și erau dialogurile care erau cumva câștigul, nu lucru. Lucru mai mult se întâmpla în atelier. Lasă că o să lucrezi la atelier, dai tu o lucrare. Nu, stai aici cu noi să vorbim, să pescuim. Lucrurile se deschid altfel într-o tabără, acolo unde trebuie să fii dincolo de artist și un om foarte...
foarte bun, iar el este un liant pentru toți artiștii într-un astfel de eveniment, într-un astfel de tabăr. Reușește să-i adune pe toți, așa cum o face și la atelier, cum o face zi cu zi. Un om foarte cald, familist, convins, și asta evident că e un exemplu pentru noi toți ceilalți. Un atelier cu ușile întotdeauna deschise, larg deschise. Eu nu pot lucra în felul ăsta, el nu poate lucra altfel. Faptul că stai tot timpul în atelier și lucrezi și nu aștept să vină muza să te inspire, e mare lucru. Toți știm că, de fapt, muza vine atunci când lucrezi, nu atunci când o aștepți. Și așa a rămas până astăzi, până iată acum la 70 de ani. Mi-a plăcut foarte mult lucrarea, e lucrarea pe care eu am ales-o din atelier de la dumnealui și e o lucrare care îmi place foarte mult. E gestualist așa, chiar eu i-am scris numele pe spate. Cred că am făcut un schimb de fapt, că ăsta e marele avantaj al nostru cumva, că reușim, putem să facem câte un schimb și lucrurile astea se întâmplă mai ales în tabere. Că atunci în tabere ești mai liber. Și ai cumva timp să și ești mai generos, poate. Două, trei lucrări și poate mai generos, da, pentru că la atelier încerci să te să-ți respecti munca, cu alte cuvinte. E undeva prin 2005, cred că e făcută lucrarea. E un fel de schelet de pește, a unui pește care n-a fost încă, nu știu, prins, cunoscut. Cam așa văd eu lucrurile. Fiecare vede ce vrea, pentru că e vorba de artă gestuală. Am pictat și pești, nu numai peisaje. Chiar am avut o serie foarte frumoasă. Eu știu, pești adus aproape în abstract, mai mult ca niște semne, ca niște simboluri. Aici este la primărie, la Palatul Rosnovanu. Deci 16 ani a fost președinte și a fost implicat în... a organizat, a participat, a... Aici a primit Ordinul de Merit în grad de cavaler. Acolo e cu Răzvan Teodorescu. Da. Aici este cu criticul de artă Silvan Ionescu, cu care a rămas prieten. Aici... cu principesa Margareta, de câte ori venea la ea și îi invita și el răspundea. Făcea o expoziție și el a răspuns prezent tot timpul. Aici este cu tot așa expoziții pe care le organiza și alături de el, de el Suhar. Asta era perioada în care ei veneau la expoziții. Tatăl meu a fost și este prieten bun cu domnul Tofan, dar prima întâlnire pe care am avut-o, cred că a fost în clasa noua. Țin minte, în ziua de vineri trebuia să mergem acasă la Pașcan, ne lua tata și pe mine și pe o colegă de-a mea și bineînțeles că înainte de a porni spre Pașcan ne opream la un vernisaj. Vernisaj, spațiu în care, ne întâlneam și cu domnul Tofan. Baiul, 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 bai
o ușoară tristețe, de ce să nu recunoaștem, dar au fost și bucurii. Tot timpul expoziții, când vezi încă oameni interesați de artă și de frumos, parcă îți mai dă speranță și pentru zilele următoare. Mâine dimineață începe cu o zi liniștită la școală cu studenții. Profesorul este aceeași persoană pe care o cunoaștem cu toții, cei apropiați. Este prietenul studenților, este profesorul pus pe glume, este cadrul didactic, din punctul meu de vedere, cel mai apropiat de studenți. De altfel, i-a ajutat foarte mult în activitatea artistică, împingându-i uneori de la spate să organizeze expoziții personale. Este profesorul care își aduce constant studenții în atelier și în timp ce lucrează le explică tehnici de lucru, tehnici legate de compoziție și multe altele. Să știți că în primul și în primul rând un profesor trebuie să fie obiectiv, nu subiectiv. Iar dacă un student preia din stilul de lucru al profesorului, trebuie să-l preia de bună voie, nu trebuie să fie impus. Domnul Tofan a fost tot timpul obiectiv. Nu le-a sugerat studenților, lucrează așa cum lucrez și eu. Caută-ți propriul stil de lucru. Și da, de multe ori s-a întâmplat ca studenții să preia din lucrările lui, dar fără a fi obligat sau împinși de la spate. Cred că a fost prietenul și profesorul care mi-a dat mai mult calm. Eram foarte încordată, eram emoționată de ceea ce înseamnă să fii cadru didactic, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să predau în universitate. Iar el a fost persoana care m-a încurajat și mi-a spus, indiferent de situații, că aveam de pregătit, eu știu, hârtii, lasă că mergem, rezolvăm, ne descurcăm. A fost persoana pozitivă de lângă mine. Este un artist ce lucrează zilnic se află în atelier. Nu știu, eu am așa un număr în capul meu de lucrări, dar depășesc cu siguranță 500, dacă nu se apropie de 1000. Nu știu dacă am urmărit colecția, ideea este că am făcut cel puțin 3 albume de artă. Cunosc lucrările pe de rost. Eu cred că mă apropii mai mult de lucrări. Textul nu primează într-un album, cel puțin pentru mine ca și grafician. Primează lucrările și primează compunerea lor în spațiu de lucru. Primează scoaterea lor în evidență. Santorini. Aici la Balci cu familia Pascal. Aici la, în Franța la Monet, la casa lui Monet. Aici la Viena, când tot au avut expoziție la Centrul Cultural. Aici este expoziția de la Veneția. La Centrul Cultural a fost cu domnul Suhar. Tofan a fost de multe ori chemat la expoziții în străinătate, dar el preferă să meargă la Stânca Costești. Merge vreun pic? Iban? Da, așa lău de loc? Aici s-a creat ca o insulă din aluvionile care vin din lacul mare și aici o insulă cu prundiș, cu unde toată iarba asta. Iar asta e zona cea mai bună pentru
pentru Șalău. Cum să nu fii îndrăgostit de zona asta? Care e reprezentativă pentru Constantin Tofan? Cine ar privi-o ar recunoaște din prima autorul. E un peisaj cu mesteceni, o pădure cu mesteceni. Sunt lucrări care au efect terapeutic. Ele nu doar plac, încântă, dar și creează acea stare de confort vizual pe care foarte mulți privitori o așteaptă. Oamenii au un atașament special față de culorile bine dozate, bine cumpănite. Este nu doar un bun pictor, este și un bun prieten, un bun conviv. Leagă foarte spontan și direct amiciții și cu oameni care nu sunt neapărat integrați în ceea ce numim lumea artei. Are prieteni peste tot, are colecționari importanți peste tot și asta explică și notorietatea sa, rezonanța numelui pe care îl are. Pe vremea când era doctorant la Universitatea de Arte, acolo ne-am apropiat și într-un context poate puțin mai sever, mai rigid, el își dădea doctorat, eu eram în postura inchizitorului, celui care trebuia să evalueze. Mă rog, dar nu erau relații ca între, să zicem, școlar și magistru, erau relații de amiciții, pentru că profesorii de la Universitatea de Arte erau obligați, într-un fel, să-și dea doctorate teoretice. Asta face că mulți dintre pictori, mulți dintre sculptori, mulți dintre artiștii Iașului au devenit doctori în estetică. A fost un exemplu de penitență, de sacrificiu, dacă vreți, asumat, care până la urmă a putut să convertească în ceva bun, sub aspect intelectual, cultural, profesional. Și dacă este să fac o ierarhie sau un clasament, aș spune că apreciez înainte de toate această deschidere către noutate, către experiment, către abstract. Aici tot, de la vernisaje. Și domnul Pascal apare. Și domnul Pascal face parte din viața lui. Am devenit prieteni, am rămas prieteni, am călătorit foarte mult cu ei. Ei ne-au învățat să călătorim. Au fost și sunt prieteni adevărați. Aici tot, la Galeria Dana, cu Mihai. Domnul Pascal a făcut foarte, foarte, foarte multe expoziții, iar noi ne întâlneam acolo. Doamna Pascal era sufletul galeriei. Obișnuiam ca sâmbătă, duminică să vizităm atelierele pictorilor din Iași. Am avut plăcerea să fiu primit și în atelierul lui Costică Tofan
Și de atunci am descoperit că avem niște afinități comune. În primul rând, natura, în al doilea rând, arta și pe parcursul timpului am descoperit o prietenie care durează de circa 25 de ani de zile. Ieșim în natură, lăsăm o parte din lucrurile și grijile care le avem în spatele nostru, acasă sau în oraș, iar pe baltă, cum se spune, ne concentrăm asupra pradei pe care o visăm să fie cât mai bogată și cât mai mare și sigur că glumele care se fac pe seama pescuitului sau pe seama celui care prinde mai puțin sau mai mult pește, sau depinde de sortimentul de pește care îl prinzi, îți creează o atmosferă plăcută care te destinde și te scoate din ambianța, să spunem, a zilei pe care o ai în momentul când ești în oraș. Pentru că totuși ne cunoaștem de atâta timp, pe mine mă interesează și evoluția lui. În sensul că sunt unele lucrări care le-am descoperit acum 20 ceva de ani, 25 de ani de zile. De fiecare dată întâlnesc lucruri noi. O evoluție se vede în munca lui, în primul rând, prin interpretarea naturii. De fiecare dată vine cu ceva nou. Și asta stârnește curiozitatea ca de câte ori nu ești în atelier la el să spui problema ce mai face Costică, ce concepe nou sau ce are în lucru. În primul rând mă interesează peisajul și în al doilea rând, cum se vede și în expunere, nodurile, pentru că și nodurile fac parte din frumosul care te înconjoară și te uiți cu plăcere întotdeauna și îți creează niște amintiri plăcute în momentul când o ai pe perete și admiri momentul când ai văzut prima dată lucrarea, când ai încercat să-i sugerezi lui Costică că ai vrea să ai un asemenea tablou și la tine acasă pe perete. Și asta îți dă o stare de bine. Doar tu ești și da și nu. Acest ciclu datează din anii 97, când cochetam mai mult cu grafica. Eram obsedat de expresivitatea liniei, a formei, dar și tema dragostei, tema universul feminin. Ești cântec și tăcere, ești disperat. Am găsit în Costică Topan o bonomie care rar o găsești la mulți oameni. Este un om care se face iubit sau știe să facă iubit de mediul înconjurător. Am apreciat chestia asta și în relațiile lui cu studenții și n-am observat sau n-am participat niciodată la
chestii de animozitate, să creeze o animozitate în legătură cu colegii lui de breaslă, cu viitorii pictori, studenții de la universitate sau chiar cu oamenii de pe stradă. Dacă ar fi să-i reproșați ceva, ce i-ați reproșa? Că am bătrânit prea repede. Tata este cel mai bun tată din lume. Nu mi-aș fi dorit un alt tată, deci Dumnezeu l-a ales perfect. Cred că moștenesc de la el empatia, bucuria aia de a trăi. Cred că zâmbesc la fel de frumos ca el și sunt bucuroasă de viață. Ce am învățat de la el? Multe lucruri. Cred că cel mai mult a fost să fiu aproape de copiii mei, cum a fost și el aproape de noi. Sunt foarte mândru că el a câștigat diploma asta și mă bucur să o țin, să am grijă de ea. Ce crezi că ți-o încredințat o ții soții tău? Pentru că eu sunt nepotul lui. Cum e viața alături de un pictor? Și grea și frumoasă. Trebuie răbdare, și răbdare. Un om de artă are nevoie de libertate, de... Are libertate, da, așa cu... Nu chiar cât vrea el. Are libertate, deci când vrea să pescuiască, pescuiește. Aici e la stânca, cu captura. Cu cine? Cu Ilie Bostan, sculptorul. A, domnul Bostan, ce da. Nici nu l-a recunoscut. Nu se poate. Aici e tot la stânca, cine prinde pește curăță și gătește peștele. Odată când curăța pește în bucătărie, era mult pește în chiuvetă, nepotul nostru Sașa a intrat în bucătărie să vadă peștele. Și l-a întrebat, munule, pescuitul este al doilea serviciu al tău? Ce nu-i primul? Le-ai filmat? Twisterle, boblerle. Nu știi nevastă mea câți bani am băgat acolo. Dar nici eu nu întreb cât costă pantofii. Și că doi prieteni, unul era pe moarte, pescari amândoi. Și ăla sănătos îl întreabă. Băi, Costică, după ce o să spară rău, ții cel mai tare, după viața asta de pescar, de nu știu ce. Băi, știi de ce o să-mi pară rău? De ce? Că nevastă-mea o să-mi vândă sculele la prețul care i l-am spus eu.